cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață pe știri din Neamț și Mesagerul din Neamț. După cum vedeți, astăzi avem o zi frumoasă la Piatra Neamț, probabil în întreg județul. Din păcate, avem și vești tot mai proaste care vin la nivel mondial. Ați văzut că au fost niște explozii la conductele de gaze de prin diverse mări ale lumii, și mări și oceane, ceea ce ne duce încet, încet cu gândul la seriozitatea amenințărilor care există în acest moment pentru omenire, nu numai pentru anumite zone ale lumii. În momentul în care se discută despre atacuri nucleare tactice sau strategice, în momentul în care se discută despre aruncarea în aer a unor conducte vitale pentru aprovizionarea diverselor zone din lume, în momentul în care liderii încep să discute despre răspunsuri la diverse acțiuni, situația ne aduce aminte tot mai mult de ce se întâmpla înainte de cel de-al doilea război mondial. Să nu uităm că în Italia au fost niște alegeri și semnalul dat de italieni este destul de clar. Nu prea mai vor să audă despre politica care există în acest moment la nivelul unei părți a Uniunii Europene. Toate acestea ne fac să ne îngrijorăm, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne gândim la ce se întâmplă în jurul nostru, să ne vedem de viața noastră de zi cu zi și să nu uitați ce am spus de multe ori, trebuie să avem grijă de noi fiecare, pentru că de cele mai multe ori suntem pe cont propriu. Astăzi, în emisiune, avem o premieră. Am terminat paranteza. Avem o premieră. Stăm într-o discuție de o oră cu, dacă ne lasă și mijloacele tehnice, cu primarul municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloae. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră, tuturor celor care ne urmăresc și vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră. Suntem alături prin Skype, ca să spunem de la început. Dumneavoastră sunteți în biroul dumneavoastră. Îmi place că aveți și harta lumii și aveți și harta municipiului. Deci, apropo de ce spuneam eu înainte, de aceea am și început emisiunea, că mă uitam pe harta lumii și mă îngrijoram știind pe unde trec conductele respective. Domnule primar, inevitabil când faci emisiune cu primarul unui municipiu, al celui de-al doilea municipiu, ca denumire, așa că eu din multe puncte de vedere spun că la Roman se întâmplă niște lucruri care bat Piatra Neamțu. Când stai de vorbă cu primarul municipiului Roman, obligatoriu încep să faci și comparații, încep să faci și tot felul de calcule. Eu am spus de mai multe ori în emisiune că Romanul reprezintă în acest moment un nod, poate cel mai important nod economic al județului Neamț. Și am luat-o simplu, de la consumul de apă. Știți, tot să discuta. Cum e să fii primarul Romanului după ce ai fost o perioadă în alt loc important, la spitalul din Roman, cu funcție de conducere, și acum trebuie să gestionez un oraș care este în dezvoltare, nu neapărat într-o dezvoltare din aceea spectaculoasă, dar este în dezvoltare. Da, aveți dreptate în ceea ce privește poziționarea geostrategică a municipiului Roman, care și oferă, să vorbesc în termeni economici, un avantaj competitiv pe piață, în sensul în care putem beneficia și profita de anumite oportunități, și asta s-a întâmplat în decursul timpului. De aceea și statisticile economice la nivel județean arată faptul că peste jumătate din PIB-ul județului vine din Roman. Din păcate, nu se întorc în aceeași măsură de la nivel de asta, fondurile
pentru a putea echilibra acest aspect și eu o să zic eu, o supărarea mea sau o dezamăgirea mea. Având în vedere că, așa cum a spus dumneavoastră, municipiul Roman este un municipiu care are în administrare un spital. Spre deosebire de exemplu, municipiul Piatra Neamț, care nu are o astfel de, nu neapărat povară, dar o astfel de responsabilitate, aceasta fiind transferată Consiliului Județean. De aceea am încercat în decursul timpului să fac pe cei de la nivelul județului să înțeleagă că municipiul Roman are și această responsabilitate a unui areal de circa 200.000 de locuitori pe care îi îngrijește din punct de vedere medical. Și atunci mi s-ar părea normal, având în vedere cel puțin aceste două aspecte, al generării unui PIB important peste jumătate din județul Neam și a importanței din punct de vedere sanitar, să se întoarcă niște sume care să poată fi și să susțină aceste activități în Roman. Dar în continuare, știți cum, speranța moare ultima și încercăm să găsim soluții pentru a menține într-o activitate bună și a face față mai ales ultimilor provocări, așa cum a spus dumneavoastră, provocări mondiale, provocări europene, provocări naționale, și cred că datoria noastră este de a încerca să găsim soluții și de a ne administra cât mai bine. Domnul primar, acum apropo de că generați jumătate din PIB și primiți foarte puțin, asta ține de ceea ce în comunism se numea PCR, pile, cunoștințe și relații. Știți, unul la mână, doi la mână, eu vă sugerez să căutați, poate găsiți vreun depozit mineral de arsenic. Și dacă îl găsiți, după aceea poate puteți avea un limbaj comun. Dar este o altă poveste care nu și are acum locul și aici. În ideea aceea ce spuneam înainte, apropo de comparații, haideți un pic să vedem. La Piatra Neamț, lumea se plânge de trafic, sunt probleme în alimentarea cu apă, nu chiar atât de mari în Piatra Neamț, dar sunt și sunt deranjante. La noi se pune problema schimbării conductelor. Sunt probleme care țin în general de servicii, transportul în comun, parcări, etc. Care sunt problemele la Roman? Da, să spunem că nu neapărat că facem o comparație sau nu aș vrea să mergem neapărat într-o comparație cu municipiul Piatra Neamț, dar clar problema cea mai importantă și pentru municipiul Roman este problema apei în acest moment. În acest moment spun pentru că deja de ceva timp furnizorul de servicii livrează în perioada nopții apă cu presiune scăzută în municipiul Roman, în intervalul 22-5 dimineața. Această furnizare cu presiune scăzută, de fapt, duce la următoarea consecință: o treime din populația municipiului Roman, din zona înaltă a orașului, zona centrală, nu are apă deloc în această perioadă. Pentru că, fiind într-o zonă înaltă, furnizată cu presiune redusă, nu ajunge apa acolo. Asta este principala și cea mai mare problemă în acest moment. De aceea am și avut niște demersuri, am să zic eu, poate mai contundente cu, în sensul relației cu compania județeană, inclusiv în ultimele luni și în ultima ședință de Consiliu Local, am propus să inițiem demersuri de renegociere a clauzelor contractuale. Bineînțeles, prin intermediul ADI Aqua Neamț, și să încercăm să stabilim niște lucruri foarte clare în ceea ce înseamnă relația contractuală între noi. Dumneavoastră sunteți și acționari la APA SERV, nu? Sau nu? Toți suntem acționari, adică în anumite proporții. Dar și cât aveți? Cât aveți dumneavoastră? Că Piatra are undeva aproape de 10%. Nu, suntem mult mai puțin noi. Amin. Avem ca și acțiune în cadrul companiei, reprezentativitate. Dar să spunem că nu acesta ar trebui să fie, cum să spun eu,
țelul principal de a deveni, că acum, de fapt, am ajuns să fim acționari într-o zonă de pierdere. Suntem toți părtași la o pierdere care e din ce în ce mai mare. Și asta ar trebui să ne pună pe toți pe gând că ceea ce observăm de la închiderea exercițiului final anului 2021 cu circa 1.600.000, 1.700.000 de pierderi, iar acum am înțeles că s-a dat pe la 5 milioane, este un trend care pe noi ne sperie, dar cel mai mult ne sperie perspectiva furnizării serviciului. Și aici este problema care trebuie analizată cu maximă responsabilitate. Și atunci am zis că trebuie găsite soluții și soluțiile nu sunt decât legislativ în zona contractului ca responsabilități și bunăvoință și înțelegerea din partea tuturor, pentru că toți ne dorim să avem servicii bune. Dacă nu putem să avem acest serviciu la anumite standarde sau nu mai putem să mergem în direcția în care trebuie, atunci trebuie să găsim alternative. Noi am venit cu această propunere de a și am și trimis deja Adi Acoanea un set de vreo 7 puncte pe care noi vrem să le avem în negociere în prima fază, pornind de la anumite reglementări concrete din contract, pornind de la ajustarea tarifelor în cazul în care serviciul nu este furnizat la capacitate maximă, pentru că noi plătim un tarif pentru un serviciu bun, perfect, nu? În momentul în care furnizez cu presiune redusă și 30% din oameni nu au apă. Și cu pierderi. Și cu pierderi. Asta aici este alt aspect. Omul, acel beneficiar, nu mai poate plăti prețul întreg, prețul corect. Trebuie să aibă un preț ajustat, adică la nivelul serviciului pe care îl prestează. Totodată trebuie găsite și condiții clare și responsabilitate în asumarea investițiilor pe termen mediu și pe termen lung. Mai e un lucru important care s-a lăsat undeva într-o zonă așa de mai puțin dezbătut. E vorba de redevența care trebuie să se întoarcă de către companie în zona investițională, în acel fond IID, care înseamnă întreținere, investiții și dezvoltare. Ei, ca să vă dau un exemplu, municipiul Roman ar trebui să beneficieze de o sumă pentru anul acesta de circa 3 milioane de lei din redevență. Această redevență, evident, conform legii, se folosește cu prioritate. Prima dată, să zicem, acoperi creditele aferente investițiilor pentru zona noastră. Ok, lăsăm acest lucru. Dar ceea ce rămâne, am solicitat ADI și AGA, APASER, în proporție de 90% să se regăsească în partea de investiții și nu de întreținere și reparații. Pentru, cel puțin pentru o perioadă mai de câțiva ani, măcar de 5 ani. Și atunci vom putea avea un plan de investiții pe termen mediu și lung care să fie concret, să concretizeze. Dar dacă tu din redevență duci 100% pe întreținere, normal că apar problemele în rețea. Și lucrul acesta s-a întâmplat în decursul timpului. Uitându-mă pe statistici, vreau să vă zic că o sumă foarte mică s-a regăsit în partea de investiții în acest timp de administrare a serviciului, ceea ce se vede acum, pentru că rețelele se tot degradează, pierderile și avariile sunt din ce în ce mai dese. Astfel că dacă noi nu mergem într-o asumare agreată de către toți partenerii în zona investițională, nu vom putea repara. Investițiile în apă nu se pot face peste noapte. Dacă ne-ar da cineva un miliard acum de euro și ar spune, domnule, schimbați tot la Roma, nu putem, că nu putem muta orașul de aici. De aceea investițiile trebuie prioritate. Gradual, gradual. Gradual, dar trebuie un program asumat. Absolut. Am început de anul trecut o astfel de abordare, impunând companiei anumite lucruri, dar încep să văd din ce în ce mai clar că nu există capacitate financiară, nu există prioritizare sau nu există un management performant care să poată face aceste lucruri. Au început timid, după ce le-am asumat niște lucruri, anul trecut, anul acesta, să facă totuși o lucrare în Roman, a început chiar de vreo 2-3 săptămâni, de înlocuirea unui traseu de 700 de metri de aducțiune din zona Antompan, strada Antompan din Roma. Un lucru bun, normal, adică nu e ceva wow. Acum noi zicem, da, uite că s-a făcut un lucru. Da. E normalitate, așa trebuie să fie. La fel cum noi ne-am asumat alte lucruri în parteneriat cu ei,
și vorbesc de acele cămine de sectorizare și de bitmetrie care nu au fost prinse pe PUIB și pe care noi le-am făcut, deja am făcut două, mai sunt două în contractare și urmează să facem și alte lucruri, o rețea nouă într-o zonă în care nu a fost până acum infrastructură de apă și canal. Dar, vedeți, toate acestea trebuie făcute în parteneriat și prioritizate. De aceea noi ne-am așezat la masă și le-am spus, asta trebuie să facem. Dar acum, apărând problema cu furnizarea redusă, ne afectează relația și relația contractuală și tarifele. Vrem ca aceste lucruri să fie discutate, asumate și foarte bine trecute în clauzele. Foarte, foarte interesantă abordarea cu tariful. Și e pe contract, clar că se poate discuta. Acum, glumind un pic, domnul primar, am primit un mesaj. Zice, domne, problemele cu presiunea, în general, sunt generate de două lucruri. Unul se poate rezolva cu Viagra, dar nu e cazul aici. Și zice cel care mi-a trimis mesajul, cred că aici este o problemă de prostată. Știți? Și, deci, eu sunt de acord că e o problemă de prostată la chestia asta. Deci, glumim, dar să știți, cam așa stau lucrurile. Această boală de care spuneți dumneavoastră este o boală care vine din timp și nu s-a tratat. Exact. Din păcate, eu nu am... Nu am o problemă neapărat cu managementul actual al companiei sau cu cineva personal. Eu am o problemă de abordare și de implicare și asumare. Și vorbesc aici faptul că și chiar la un moment dat trebuie să iei și o decizie. Dacă o companie care generează pierderi după pierderi după pierderi, până la urmă acționarul majoritar, cel care pierde cel mai mult, și ceilalți, cum suntem noi, că avem mai puțin, dar pierdem și noi în cazul ăsta. Și nu aveți nici serviciu. Exact, și nu avem nicio. Trebuie să luăm o decizie, ce facem mai departe. Adică mergem și acumulăm acest tăvălug al pierderilor și lipsa serviciului sau, cum să zice, rupem pisica în două și vedem care este soluția cea mai bună. Și atunci cred că și în felul ăsta trebuie gândită problema, pentru că știți cum, boală lungă, moarte sigură. Deci dacă se constată că de către acționari că nu mai există soluții sau nu se mai poate face o infuzie de capital pe o strategie asumată, atunci nu putem să mergem așa, pentru că de exemplu, la Roman este o aglomerare mare, așa cum ați spus. Se consumă foarte mult. Da? Este și o zonă poate care aduce un profit companiei, un beneficiu companiei. Absolut. Dar totodată noi trebuie să avem, nu poți să ai o echipă de intervenții pe Roman și zona Roman. Romanul trebuie să aibă o echipă de intervenții doar pentru Roman, că sunt probleme stringente și dese la Roman. Nu poți să spună mie, domnule, este mașina intervenție, echipa de intervenție la Poienari. Hai să discutăm. Te organizezi și ai echipă de intervenție separată pentru zonă, iar pentru aglomerarea Roman trebuie să ai echipă dedicată care trebuie să intervină rapid, care trebuie să nu-ți blocheze străzi, zone, activități, pentru că aici sunt activități și economice. Să fie disponibilă 24 din 24. 24 din 24 și nu disponibilă cu am adus doi oameni, stau acolo și lângă o pompă, vai de mama ei, și de 3, 4, 5 ore nu reușește să scoată apa din avarie. Și atunci trebuie să venim, ba cu ISU, ba cu alții, să intervenim, să ajutăm. Adică echipă dedicată și echipă capabilă să intervină în contextul actual. Sunt lucruri pe care noi le-am transmis în formă scrisă către Adi Aqua Neamț. Am stabilit pentru începutul lunii octombrie o întâlnire cu Adi Aqua, pentru că el este reprezentantul nostru în negocierea cu APASEM și este autoritatea care ne reprezintă, și împreună să facem o strategie de negociere și de discuție cu reprezentanții managementului companiei APASEM. Sincer, mă bucur că și numai pentru discuția asta trebuia făcută emisiunea. Este pentru prima dată când văd un om din administrația publică locală județeană care abordează problema APASERV în sensul acesta. Pe contract, pe ce se stipulează acolo, pe faptul că serviciul trebuie
plătit integral când este asigurat integral, când nu este asigurat integral, trebuie să-l plătești atât cât este asigurat, că așa se face. Bun, vă rog. În contrapondere, cum vă spuneam, încercăm din, atât din buget local cât și din surse atrase să găsim soluții la principalele obiective sau prioritățile stabilite în comun cu reprezentanții companiei și chiar pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local se regăsește un astfel de proiect. E vorba de reabilitarea unui rezervor de 5.000 de metri cubi de la, din zona gării Roman. Am văzut că aveți pe Angel Salini, parcă, nu? Sau pe ce? Care va avea finanțare în Planul Național de Investiții Angel Salini și fiind o prioritate pentru noi, am făcut demersurile, am făcut deja daliu. Iar în acest moment intrăm cu aprobarea indicatorilor în Consiliul Local și deja modificăm și lista de studii și proiecte și adăugăm proiectul tehnic pentru acest obiectiv care să fie gata până la semnarea contractului ca să putem intra, cum să zice, direct în procedura de achiziție. Aveți două rezervoare, parcă, nu, pe care vreți să le reabilitați? Sunt patru rezervoare în zona gării. Dar din aceste patru rezervoare, trei sunt în master planul companiei prin POIM pentru reabilitare, alături de unul de la Episcopie, în total patru pentru POIM. Iar acest al patrulea de la gară, de 5.000 de metri cub, n-a fost prins în planul companiei și l-am preluat noi, având în vedere și discuțiile pe care le-am avut, știind că POIM-ul este un program oarecum de durată. Am considerat cu toții că printr-un program național care are o contractare mai rapidă și o derulare mai rapidă putem să rezolvăm o parte din această problemă prioritară, adică rezerva de apă. Pe mine cu apa servul m-ați convins, nu știu pe ceilalți, dar pe mine m-ați convins. Eu sunt destul de greu de convins în general. Acum, dacă tot ați amintit de ședință, ședința va avea loc mâine, nu? Sau când? Da, mâine va avea loc. M-am uitat și eu acum pe proiectele de la ședință și în primul rând vă întreb cum vă descurcați cu Consiliul Local înainte de a... Găsim cum să zic, să creăm de fiecare dată o majoritate și să promovăm proiectele importante. Sunt și proiecte care nu pot sau nu trec într-o primă fază sau care mai sunt retrase pentru rediscutare și până la urmă este normal, putem să considerăm că acest lucru este normal într-o democrație și așa trebuie să fie. Nu este o majoritate conturată, de aceea încercăm să găsim soluții cu toții și soluții acceptate de către majoritatea Consiliului Local. În special pentru marile proiecte din municipiul Roman, cum sunt și multe, se regăsesc iată pe ordinea de zi de mâine, că vorbim de proiecte de pe Angel Salini, că vorbim de proiecte finanțate prin program operațional regional cu Agenția Nord-Est, vorbesc aici de școli, vedeți, zone de infrastructură. Chiar le-aș aminti un pic, sau le amintiți dumneavoastră. Deci, modernizarea arteră Roman-Est, văd strada Plopilor, DN2, avem reabilitarea rezervorului, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională, școala Sergiu Celibidache, avem școala Costache Negri, da, parcă așa văd eu aici, plus probabil că mai sunt și altele. Da, da, sunt câteva care au intrat pe ordinea de zi cu actualizări pentru desfășurarea proiectelor. Știți că cel puțin în zona programelor operaționale au apărut acte normative care reglementează acele majorări de tarife, de prețuri în desfășurarea contractelor care vor fi decontate de către Ministerul Fondurilor Europene. De aceea, iată și noi actualizăm și venim cu documentații pentru a putea să facem cum este școala, de exemplu, școala Costache Negri, unde contractul este semnat deja în procedură
partea de construcții și reabilitare, avem contractul semnat, urmând să reluăm procedura pentru străzile din zona adiacentă, unde nu s-a finalizat lotul și trebuie reluat și, bineînțeles, reluat și cu actualizarea de preț. Prețuri. Sunt lucruri care în acest moment dau de lucru majorității municipiilor sau localităților din țară care derulează astfel de proiecte, dar acest lucru trebuie făcut și targetul nostru este de a reuși să finalizăm aceste lucruri până la 31 decembrie 2023, când este finalul acestui exercițiu financiar. Și trebuie să ne găsească cu aceste proiecte finalizate. Și vedeți, nu sunt proiecte simple, sunt proiecte complexe, atât de infrastructură, de se construiesc școli, se reabilitează săli de sport vechi, se face infrastructură stradală. Asta înseamnă și timp. Nu este simplu, dar... Și bani. Și bani. Și bani, exact. Iar aici vorbim de fonduri europene, iar dacă ne întoarcem tot pe proiectul, un proiect important, ordinea de zi, unde este susținere de la bugetul local, este reabilitarea policlinicii din municipiul Roman. Știți, policlinica veche, cum îi spunem noi, de lângă spital, care de ani de zile așteaptă reabilitarea. Iată, acum am finalizat și actualizarea documentației tehnice, proiectului tehnic pentru reparație și lotul 1 va intra după aprobare în procedură de achiziție. E vorba de partea de eficiență energetică, reabilitare și hidroizolație, înlocuire de ferestre și termosistem de jur împrejur. Asta fiind etapa 1, încercăm noi să o finalizăm la fel până la sfârșitul anului viitor. Va fi și o chestie, o noutate, va fi un lift extern care va putea asigura accesul pacienților facil la toate etajele policlinicii, ceea ce acum se face doar pe scări și de multe ori e anevoiesc pentru anumite persoane care trebuie să ajungă la etajul 2. Au mai fost anumite impuneri din punct de vedere al siguranței la incendiu și accesului după noile reglementări ale ISU și au trebuit iarăși făcute anumite modificări, dar acestea sunt în momentul de față incluse în această ultimă etapă de proiectare și după aprobarea în Consiliul Local vom putea demara procedura și îi acorda. Din punctul de vedere al traficului, cum stați? Să știți că dacă analizăm planul de mobilitate urbană întocmit de către o companie de specialitate care l-a livrat în cursul acestui an, ne-au spus următorul fapt, că din punct de vedere, din punctul lor de vedere al indicatorilor mobilității, Romanul stă bine. Atât din punct de vedere al timpilor de așteptare, din punct de vedere al aglomerării, al modului de funcționare a transportului public local, toate aceste lucruri se găsesc într-o zonă de bine. Nu este mult până la foarte bine, dar nu este o mare problemă pentru noi în acest moment. Ce probleme ar fi în municipiul Roman? Vedeți, noi suntem aici între două ape și în momentul în care vrei să mergi spre Poarta Sud, spre București, în momentul când sunt intervenții sau lucrări acolo, atunci este o problemă de traversare a orașului, ceea ce s-a întâmplat chiar în această vară, un lucru care a creat oarece aglomerație în luna august în municipiul Roman. Din păcate, lucrul acesta nu a ținut de noi, de primăria municipiului Roman, fiind un obiectiv al Companiei Naționale de Drumuri, și noi nu am avut altceva de făcut decât de a încerca cu poliția locală, cu poliția națională să găsim și să fluidizăm, să găsim soluții și să fluidizăm tranzitul în municipiul Roman. Un alt aspect care, să zicem, ar fi identificat ca o problemă pentru municipiul Roman, faptul că bulevardele din municipiul Roman sunt pe două, mare majoritate pe două benzi, sunt oarecum înguste și e complicat de găsit soluții în perspectiva dezvoltării mobilității și a pistelor de biciclete.
având în vedere că atunci va trebui să renunțăm la parcări pe acele aliniamente, va trebui să existe doar sens unic, pentru că e zona îngustă. Aici o să fie o problemă și încercăm să găsim soluții pentru a putea să nu încurcăm sau să găsim soluții de fluidizare, nu de blocare a traficului în perioada următoare, având în vedere că intenționăm să facem anumite segmente și circuite ciclabile în municipiul Roman, culoare Velo, care să facă legătura în special cu Romanul, cu zona vecină. Am văzut că vă place să mergeți cu bicicleta. Ați participat, chiar dacă n-aveți în pistele. Da, dar e o acțiune care se desfășoară cu regularitate în municipiul Roman și este, să zic eu așa, un trend în Roman de a se merge cu bicicleta și vreau să fiu alături de ei, să le dau sprijinul și să fiu un exemplu și cred eu că acest lucru se va vedea și în perioada următoare când, datorită condițiilor a tarifului la, să zicem, la combustibil. Vedem că nici curentul nu mai este așa de ieftin, iar și în condiții aglomerate, bicicleta va deveni un mijloc de transport de care vom avea nevoie. Și care oferă și sănătate, ca să spunem așa, o formă fizică bună. Domnul primar, acum aș vrea să mergem spre două subiecte care, cum să vă spun, mie îmi sunt dragi. Știu, creează probleme la nivelul fiecărei primării, atunci când recunoști că lucrurile astea sunt. Văd că aveți un proiect privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman, da? De obicei, și aici este o problemă, de obicei se spune așa, rețelele astea se fac și se aprobă după consultări cu mediul de afaceri, cu administrația publică locală, cu profesorii, cu așa. Asta e în teorie. În practică te trezești de foarte multe ori că îți vine o rețea și o pui și tu în discuție acolo. Care e situația în Roman? Pentru că rețelele școlare, trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori sunt depășite ca ofertă pentru tineri, pentru viitorul lor și pentru ce are nevoie orașul, aglomerația urbană de acolo. Care e situația la Roman? S-a discutat, au venit cei de la inspectorat, au venit școlile. Aici este o situație, să zicem, nu neapărat atipică, dar o situație mai specială, întrucât este o formă de învățământ privat care dorește să intre în circuitul școlar din municipiul Roman și, bineînțeles, îndeplinește toate rigorile momentului din punct de vedere. De obicei, ce se face nou în primă deschidere, că e vorba de o grădiniță, de o creșă sau de o școală, se autorizează și se avizează de către autoritățile îndrituite și îndeplinesc, adică de cele mai multe ori, toate rigorile din acest moment. Lucrul acesta nu îl putem spune despre vechile incinte ale școlilor, ale grădinițelor, care mai toate trebuiesc modernizate și adaptate la noile cerințe din domeniu, adică vorbim de spațiu, de condiții, de acces, de toate facilitățile de care au nevoie. De aceea, acum ne bucurăm că este o deschidere a unei forme de învățământ, e vorba de învățământ primar, într-o zonă privată, care a primit avizul pentru a intra în rețeaua școlară și, bineînțeles, noi nu putem decât să sprijinim un astfel de demers, că nu este un demers simplu. Totodată, autoritatea publică locală în Roma are o veste bună în această zonă și vreau să mă anunț și aici la dumneavoastră că am semnat contractul pentru o creșă mare cu 110 locuri în municipiul Roman.
pentru că am observat că afluxul de oameni din Roman, reîntoarcerea celor care sunt în străinătate, care îți găsesc acum locuri de muncă în Roman, a generat o astfel de nevoie. Și trebuie să venim în întâmpinarea lor și de aceea am felicitat o creșă mare și va fi un campus cu o creșă și cu o grădiniță cu 4 clase care va lua ființă. Sper eu că lucrările pentru creșă vor începe, e posibil, chiar de anul acesta. Și iată că o altă unitate se va adăuga acestui conglomerat de unități școlare din rețeaua de învățământ. Prioritatea este pentru noi reabilitarea tuturor clădirilor pentru școli. Sunt acum, avem foarte multe școli care intră în reabilitare. Ați văzut școala de artă Sergiu Celibidache, școala Costache Negre, școala Carol I, liceul Vasile Sav. Toate aceste școli intră în reabilitare în perioada următoare, unele dintre ele având și contractele semnate. Avem pentru celelalte, foarte multe dintre ele, proiecte deja depuse atât pe Agenția Fondului de Mediu, cum sunt încă 2 grădinițe, muguri de lumină, grădinița de lângă Casa Căsătoriilor și grădinița Ion Creangă, grădinița numărul 1. Iată că am identificat această zonă de finanțare, iar din Planul Național de Redresare și Reziliență, alte 2 grădinițe, astfel încât să încercăm ca tot ceea ce înseamnă învățământ antepreșcolar să fie reabilitat în Roma, urmând ca pe următorul exercițiu financiar să putem introduce celelalte licee care nu au fost reabilitate, că e vorba de Liceul Danubiana, Colegiul Tehnic Danubiana, Colegiul Tehnic Petru Poni și Colegiul Tehnic Miron Costin. Deci sunt lucruri de care noi suntem conștienți că trebuie făcute, doar că resursa pentru astfel de proiecte este importantă, este foarte mare, nu se poate face cu buget local, este exclus, doar sume atrase, de aceea urmărim toate axele de finanțare pentru a introduce fiecare, știți, la locul potrivit și să putem să le finanțăm, numai că și aici, vedeți că dacă intră foarte multe într-un proces de renovare concomitent, e o problemă cu asigurarea spațiilor. Asta vreau să vă întreb. Ce o să faceți cu desfășurarea actului educațional? Da, de aceea să știți că și acum încercăm să găsim soluții pentru cele care intră și ne bucurăm că nu intră toate odată și procedurile de achiziție. Unele sunt mai de lungă durată. Altele se mai lungesc. Da. Să rezolvăm câteodată ne ajută și acest lucru, dar nu este simplu. Și chiar mulțumesc colegilor și directorilor din școlile din municipiul Roman că au înțelegere și găsesc soluții, că nu e simplu. Trebuie să modifici circuite, să poți să pui la dispoziție anumite sări și anumite clase. Și asta încercăm să sperăm noi să reușim. Ați amintit de buget, că e greu cu banii la investiții. Aveți și rectificarea bugetară. Uite, haideți, eu n-am apucat să citesc proiectul. L-am primit, recunosc, m-am uitat așa în mare pe el. Ca la o rectificare trebuie să fii foarte atent. Spuneți-mi și mie, în luna lui septembrie, da, aproape octombrie, ce face rectificări o primărie de municipiu? Unde se fac ajustările? La noi aici principalele ajustări s-au făcut în, să zicem, în zona investițională, în listele de investiții, de studii și proiecte, unde a trebuit să introducem, să găsim resursă pentru proiectele tehnice, pentru cele 2 obiective din planul de investiții Anghel-Salini. Și atunci va trebui să le introducem în zona investițională, iar actualizările de prețuri și pe noile contracte, așa cum ați văzut legislația în vigoare, îți depune să actualizezi prețurile cu acele indici, cu formule, aduc toate, generează costuri care se duc atât în zona de finanțatorului, în cazul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, se duc pe bugetul local în cazul contribuției proprii și trebuie găsite resurse. Asta este principala, cum să spun eu, abordare pe acest... Și de unde luați? De cele mai multe ori, uitați, acum am avut o disponibilizare de la autovehiculele electrice. Am avut 10 autovehicule electrice pentru care am avut alocată suma integrală
cum se procedează pe buget pentru semnarea contractului. După ce s-a semnat contractul doar cu suma pe care trebuie să o plătim, diferența venind de la Agenția de Mediu, ați putut să o treceți? Am returnat-o și am luat-o și am rectificat și acolo, în acea zonă, se va vedea minus. Am văzut, chiar am văzut la automobile electrice acolo. De aceea a fost acest... Deci să nu înțeleagă nimeni că s-a renunțat la automobile. Chiar am avut o discuție cu reprezentanții din Comisia de Buget, cu parte din reprezentanții din Comisia de Buget, care au solicitat clarificări și asigurări din acest punct de vedere. Deja urmează să primim primele autovehicule electrice. Ce ați luat? Am luat Spring. Da, ce ați Spring? Noi am solicitat 10, în momentul de față suntem în prima etapă, urmează să primim 6, în special pentru poliția locală și alte servicii publice care fac transport local, pentru Direcția de Asistență Socială, partea de investiții, Direcția de Investiții care fac transport aici în Roman și sau au nevoie de a se deplasa în Roman și sunt utile aceste autovehicule. Deci, partea de funcționare care nu poate să lipsească din nicio actualizare de buget, sunt anumite școli, așa cum ați văzut, sau asistență socială care au avut nevoie de sume suplimentare, atât la Direcția de Asistență Socială, unde noile norme de hrană au generat cheltuială suplimentară și atunci a trebuit să venim cu o suplimentare în zona de funcționare, cât și în zona școlilor, pentru a asigura acolo unde este nevoie zona de funcționare, că este vorba de utilități sau cheltuieli materiale. Încercăm să găsim resurse să poată și ei să aibă o funcționare decentă. Facem și reparații, facem și asigurăm funcționarea, doar că resursa financiară este limitată. Și încercăm să găsim sau să facem, să prioritizăm și să intervenim acolo unde este cu adevărat necesar. Acum, ca să fac o glumă, va trebui să faceți o rectificare și după hotărârea de ieri a celor din Parlament, cu modificarea salariilor la primar, la viceprimar. Deci va trebui și acolo o ajustare. Am înțeles că trebuie să ajung și la cameră această propunere de majorare a indemnizațiilor, să vedem când va fi promulgată de președinte. S-ar putea să treacă la anul. De aceea, din acest punct de vedere, nu fac foarte mari griji. Aștept însă că acea hotărâre de guvern în care vor fi, să zicem, alocări din fondul de rezervă al guvernului pentru proiecte sau pentru lucruri care trebuie să rectificate în final de an și sper că acolo vom mai putea găsi o sursă care să completeze nevoile de sfârșit de an acolo unde chiar nu reușim să găsim resurse financiare. Domnul primar, tot aveți un proiect de hotărâre, l-am văzut acolo pe domeniu. Romanul, cel puțin pentru mine, la un moment dat, mă uitam așa cu jind la Roman, scriam și sport când lucram într-un ziar și mă uitam la rezultatele din atletism. La un moment dat erau niște rezultate fantastice. După care mă uitam cu jind și mai veneam și la meciurile de handbal când mai apucam. Acum am văzut că aveți un proiect de hotărâre care, mă rog, ar trebui el așa cum este făcut să pune bazele unei colaborări între clubul municipal și clubul sportiv școlar, dacă nu mă înșel, da? Cam așa se cheamă. Da. Așa. Cum mai stăm cu sportul la Roman? Stăm bine, având în vedere faptul că încercăm să promovăm mișcarea sportivă, atât mișcarea sportivă de masă, cât și de performanță, prin Clubul Sportiv Municipal Roman. Iar ultimele rezultate s-au văzut, iată, la secția de tenis am avut la un concurs la Bacău campion, locul 1. Avem la natație performanțe și iată, încercăm să... La fel avem grupe de fotbal, dar care după o penalizare suntem în momentul de față doar în grupa A, 4-a.
iar la Hamal suntem în Liga A, nu mai suntem în Liga Florilor, dar suntem în Liga Națională, Liga A. Ce ne-am dorit noi și prin acest proiect încercăm să facem? Să promovăm talentele sau locale. mașcane, cei care se pregătesc, iată aici la Roma, la Liceu, program sportiv, iar prin clubul local să aibă posibilitatea de a juca în ligă la un astfel de nivel. Ei activează la juniori până termină liceul, dar noi îi putem pregăti, familiariza cu competițiile, îi putem promova și, sigur, de ce nu, cu sprijinul profesorilor, atât de la LPS și a sportivilor de acolo și cu cei de la clubul sportiv municipal, să încercăm poate un nou acces în zona de, să zicem, de Performanță. UEFA Handball în Liga Florilor. Acum, nu este simplu, este un proces care nu se întâmplă peste noapte, dar trebuie făcuți pași în această direcție. Și de aceea am rugat ambele autorități să găsim o formă de colaborare care să poată veni în sprijinul activității de handball și să poată oferi siguranță și sprijinul performanței atât pentru CSM cât și liceu cu program sportiv. Chiar am avut o discuție cu directorii celor două instituții și m-au asigurat și au fost de acord că împreună trebuie să punem umărul pentru sprijinirea sportului romașcan, iar handball-ul are condiții bune și tradiție aici la Roma. Și de ce nu să profităm de acest lucru? Eu cred că sportul trebuie sprijinit pentru că vedem că din ce în ce mai puțini au timp sau au disponibilitate pentru a face activitate sportivă. De aceea am generat această idee a sportului de masă și a sprijinirii câtor mai multe secții în Roma, pentru a da posibilitatea tuturor celor care vor să facă activitate sportivă să-și găsească locul. Atât în zona unei piste de alergare. Am făcut anul acesta două secții noi la club. E vorba de fitness și powerlifting și de culturism. Pentru că erau două secții care aduceau rezultate foarte bune cu sportivi din Roma, dar care La alte concurau cluburi. altor cluburi. Și ne-am întrebat, domnule, dar de ce noi nu putem să facem acest lucru pentru cei care participă la astfel de competiții, campioni naționali, campioni europeni? Iată că sportul romașcan sau sportivii romașcani aduc performanță, doar că se mergea în altă parte și am făcut acest lucru. Iar și un rezultat deosebit este câștigarea medaliei locului întâi de către Bianca Perie la aruncarea ciocanului, o sportivă romașcancă de renume mondial, ca să-i spunem așa. Iar pentru acest lucru chiar am discutat cu ea acum ceva timp după ce am felicitat-o pentru ultimul rezultat. Este și cetățean de onoare al municipiului Roman, iar municipalitatea, în parteneriat cu Comitetul Olimpic Român, face la Roma, la fostul liceu 1, pe acel teren, un teren pentru competiții internaționale, pentru atletism. Chiar vreau să vă întreb, la nivel de infrastructură sportivă, cum stați? Păi asta este un proiect pe care îl avem în parteneriat cu Comitetul Olimpic, acest teren de atletism și pentru aruncarea ciocanului și pentru alte sporturi de atletism, care îl facem la liceul 1. Avem în momentul de față, în procedură de analiză de selecție finală, o bază sportivă tip 1 prin Compania Națională de Investiții, care va fi în zona Primăverii din municipiul Roman, unde va fi un teren de fotbal, un teren de antrenament, tribune de 500 de locuri, spații pentru vestiare și pentru tot ceea ce înseamnă o activitate sportivă modernă. Și sperăm noi ca anul acesta să fie semnat contractul și să poată da începerea lucrărilor. Mai avem un proiect care l-am promovat pentru o sală de sport la Colegiul Național Roman Vodă, în zona centrală, în zona cea a Rosetei Tineretului. Dar pentru că nu am primit avizul favorabil, fiind în zonă de monumente, de la Direcția de Cultură, nu am primit avizul pentru un astfel de amplasament acolo și în momentul de față facem adaptarea la teren și vom amplasa această sală de sport.
în curtea liceului Petru Poni de lângă școala 11, astfel încât două instituții școlare vor putea beneficia de activitate sportivă în această sală. Școala numărul 11, care este peste drum, și liceul Petru Poni, liceul Miron Costin, pardon, scuze, care va avea în curtea această sală de sport. Și cu Roman Vodă ce se întâmplă? Roman Vodă va, pentru Roman Vodă, vom face alt proiect, tot în acea zonă, dar va fi un teren, doar un teren Merli. sintetic, deschis și cu o parcare subterană, care va avea și o zonă de acces. Vom vedea exact cum vor considera proiectanții, ori o zonă de acces subterană de la școala, de la Colegiul Național Roman Vodă, către teren, ori suprateran, ori subteran, în funcție de soluția proiectantului, dar pentru că nu se preta sala de sport, vom merge pe varianta unui teren sintetic. Domnul primar, eu ce să vă spun, sunt multe de discutat, dar acum vă mai întreb ceva. Cum colaborați cu aleșii din Parlament în administrația Roman cu aleșii? De exemplu, e domnul Leoreanu care e Romașcan, domnul Țapu care e Romașcan, este doamna Bulai care este Romașcan. Da? Este domnul Bulai care e român. A, și domnul Bulai, care este Romașcan. Deci aveți 4 din 10. Deci sunteți, ca să zic așa, blindat din punctul ăsta de vedere, pe tot eșichierul politic aproape. Să știți că, așa cum bănuiesc că și dumneavoastră poate știți sau intuiți, am, să zic, relații de sprijin și de promovare atât cu domnul deputat Laurențiu Leoreanu, care știm cu toții este fost primar de Roman, este romașcan și Cu care ați colaborat foarte mult timp, adică de care ce. am parte pe toate pozițiile noastre în administrația publică și pentru dumnealui este ca să zic așa, o deformare profesională, implicarea în dezvoltarea administrației locale și Mi-a mai plăcut departe. asta. Mi-a plăcut Așa. asta. Putem să nu aș putea să spun că este mereu alături de administrația publică locală, atât cu sfaturi, cât și cu, să zic, dacă am nevoie de transmis un document la București, nici nu spune, nu trebuie neapărat să te duci tu, rezolv eu. Când e nevoie de o discuție de analiză și expertiză pe anumite proiecte sau perspectivă de dezvoltare, mereu este alături de mine, de comunitatea locală și face acest lucru cu drag, aș spune eu, și convins că este menirea lui de a sprijini atât Romanul cât și zona Moldovei, pentru că, vedeți, este prezent și sprijină marile obiective de infrastructură. Că vorbim aici de o viitoare pasarelă în zona industrială sau ieșirea din municipiul Roman, că vorbim de sprijinirea autostrăzilor A7 și A8, unde știți că a fost direct implicat, că vorbim aici de proiectul legii învățământului pe care l-a susținut în tot județul, l-a promovat și l-a explicat împreună cu reprezentanții din învățământul nemțean. Mereu este implicat, la fel cum și domnul senator Țapu, în zona ceea ce înseamnă partea de economie și proiecte europene. Are o experiență vastă, el fiind fost secretar de stat la Ministerul Economiei, secretar al Senatului și implicat în comisii de specialitate, comisiile economice de specialitate. În rest, cam aici se rezumă sprijinul din punct de vedere parlamentar. Deci, cu doamna Bulai ați avut vreo întrevedere? Așa, ca să spun. Nu am avut. Ne-am întâlnit la anumite evenimente, dar nu am avut, din păcate, doar acel schimb de replici în mediul online, De care asta v-am și întrebat. De nu mi asta. l-am. Pentru că na, așa nu puteam lăsa fără să am un răspuns la acea postare a dumnei. Bun. Pornind de la acea discuție, noi am intitulat emisiunea Investiții, proiecte și probleme. Haideți să încheiem
Din punctul de vedere al dumneavoastră, care sunt cele mai importante probleme sociale cu care se confruntă românul? Așa cum, cum probabil știți, sau problema în municipiul Roman, problemele sociale în municipiul Roman ar putea fi încadrate în mai multe categorii, dar să zicem că în acest moment zona de locuințe sociale este o problemă deosebită. Și aici noi încercăm să găsim soluții pentru a acoperi întreaga necesitate. Și de ce spun întreaga necesitate? Pentru că ceea ce avem în momentul de față disponibil, de exemplu, în zona de locuințe sociale, e o zonă din Roman, dacă știți, acea zonă Ștefan cel Mare, unde avem foarte multe locuințe și care sunt, în urma unor expertize pe care le-am făcut, cu risc seismic. Ele sunt multe monumente și multe cu risc, unde avem persoane care au nevoie de asistență socială, unde locuiesc. Și de aceea noi trebuie să găsim, și în această etapă avem o zonă unde Bușeu, prin locuințele sociale pe care urmează să le dăm în folosință și asigurăm acest prim risc al celor care stau în aceste, în aceste zone. Sigur, la fel cum știm, foarte multe persoane cu venituri reduse au nevoie de locuințe și de aceea programul nostru sau atenția noastră se îndreaptă spre găsirea și identificarea resurselor pentru a putea crea noi spații locative pe care să le putem pune la dispoziție celor care nu își pot permite ori achiziționarea, ori închirierea unor locuințe. Deci aici este una din probleme. În zona de locuințe a personalului calificat, să-i spunem așa, e oarecum rezolvată, mai ales că acum avem și partea de locuințe ANL. Pentru medici sunt 20 de apartamente ANL pe care urmează să le repartizăm și ne bucurăm că, iată, astfel sprijinim un sector, e vorba de sectorul medical, un sector care are nevoie de resursă umană și putem astfel să devenim atractivi și să oferim locuințe de serviciu, să fim în acest program ANL. Sigur, și în decursul timpului, eram la spital, am făcut demersuri pentru locuințe și primăria a pus mai multe spații, mai multe locații, apartamente la dispoziția spitalului, tocmai pentru a putea atrage și oferi medicilor care vor să activeze în Roma condiții decente pentru locuit și acest lucru îl facem mai departe. La fel cum, vedeți, sprijinim și infrastructura sanitară, medicală, care are atâta nevoie pentru că sunt foarte mulți cei care au nevoie de asistență medicală, atât de urgență cât și de specialitate. Prin proiectul pe care urmează să și înceapă construcția ambulatorului, extinderea ambulatorului cu acel centru imagistic la Spitalul de Urgență din municipiul Roman. Ne oprim aici pentru că a trecut o oră, dar aș vrea într-o zi să discutăm despre spital. Și să vorbim despre spital într-o teleconferință și cu directorul spitalului și eventual să luăm și telefoane de la pacienți, pentru că e un subiect care trebuie discutat în condițiile în care noi tot vedem proiecte de spitale noi, care sunt foarte mari, faraonice sau pe hârtie. Și nu prea mai discutăm despre ce avem și ce funcționează. Domnul primar, am insistat să facem emisiunea astăzi pentru că zilele astea, pentru că au trecut 2 ani, știți, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu? Au trecut 2 ani de mandat. Aici depinde cum abordăm problema. Într-adevăr, sunt 2 ani de când au avut loc alegerile. Dar nu, pe 29 parcă. Da, mai este puțin și se fac 2 ani de la preluarea mandatului și într-adevăr sunt lucruri care s-au făcut și mulțumesc că reușesc și prin intermediul dumneavoastră să prezint unele dintre ele și de ce nu perspectivele viitoare. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, ne mai vorbim, ne mai întâlnim. Oameni buni, a fost primarul de la Roman, mâine dimineață va veni primarul de la Piatra Neamț și dumneavoastră n-aveți decât să vă uitați la ambele emisiuni și să vedeți
cum e situația. Vă mulțumesc tare mult, cele bune, oameni buni, aveți grijă de voi, pentru că de cele mai multe ori sunteți singuri și trebuie să faceți față numai bine de aici, de la Mesagerul de Neamț. Încă o dată, cele bune!